S-a dat trezirea mult mai târziu în această dimineață, după toate cele petrecute noaptea trecută în Casa Mireasa, așa că ce să vedeți, surpriză, concurenții din casă au fost treziți de către o echipă de la Neața, s-au trezit peste ei cu un cameraman, un reporter și i-au trezit așa în această formulă în care s-au aflat ei peste noapte. Vă dați seama că s-au trezit acolo cu camera peste ei, luați din somn, le-au pus tot felul de întrebări și nu știau ce să răspundă. Erau efectiv buimaci de somn. Dedi și tot spunea, ni s-a spus că o să fim la Neața, dar nu ne așteptam chiar acum și chiar nu cred că se aștepta nimeni pentru că nu s-a mai întâmplat acest lucru în noaptea în care s-a dat alarma să vină și să fie filmați dimineața. De obicei erau anunțați din timp când venea echipa de la Neața și erau anumite ocazii când se pregăteau și concurenții și știau ce va urma. Așa că a fost o surpriză totală pentru toți.